Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Septembrie nu va aduce schimbări semnificative pentru scorpioni, cu toate acestea, dacă poți, aranjează-ți singură stelele după cum dorești, poate că dorești să te îndrăgostești, singura întrebare este de cât timp ai această dorință, pentru a ieși din pazul romantic fără pierderi? Trebuie să obții sprijinul prietenilor. Dacă nu ai noroc în dragoste, atunci cu siguranță vei avea noroc în bani. Printre altele, Scorpionul ar trebui să țină cont de faptul că din 10 septembrie până pe 2 octombrie, Mercur va fi retrograd, așadar, situațiile negative care au fost lăsate la voia întâmplării la începutul lunii se pot agrava în această perioadă, în acest caz. Vorbim de grave inconsecvențe în chestiuni prioritare și de creșterea tensiunii în sfera relațiilor interpersonale. Dragoste. În dragoste și în afacerile de familie, totul merge grozav, cu excepția micilor experiențe. Gelozia și suspiciunea față de sexul opus te înving prea mult. Nu căuta motiv pentru a te certa, cultivă încrederea în tine, respectă în libertatea și dreptul la propria părere a celuilalt. Dacă există o dorință pentru o aventură trecătoare, gândește-te de mai multe ori dacă ai nevoie de ea, neînțelegerile nu vor întârzia să apară. La începutul lunii septembrie, scorpionii liberi vor fi în centrul atenției fără să știe. Adevărat, nu poți conta pe reciprocitate 100% sau pe pasiune sălbatică. Soarta încât pregătește niște încercări? Dar cu atât mai valoroasă va fi fericirea care va cădea peste tine puțin mai târziu. Reprezentanții unei familii se vor îndepărta în cele din urmă de unele necazuri care au interferat cu viața lor confortabilă. Te așteaptă surprize plăcute de la a doua jumătate și copii. Încearcă să intri în atmosfera gospodăriei tale și să-i faci mai des fericiți. Sănătatea. În septembrie. Scorpionii au nevoie pur și simplu de putere fizică și morală, așa că nu ar trebui să glumești cu sănătatea, nu lucra peste program, dormi suficient, mănâncă corect și mergi mai mult, asigură-te că te retragi pentru a face o pauză din agitație și pentru a te relaxa fizic, îți sunt recomandate diferite băi, inclusiv minerale și culări esențiale, aromaterapia te va ajuta, de asemenea pot apărea probleme cu circulația sângelui, pentru a evita consecințele, petrece mai mult timp în aer curat, bea da un cocktail de sucuri de fructe, dacă apar o astfel de oportunitate, apoi mergi la un picnic cu cei dragi. Luna aceasta trebuie să te abții de la schimbări drastice. Experimentele cu aspectul se pot termina fără succes pentru tine. De asemenea, merită să amâni o călătorie la operații chirurgicale dar procedurile de curățare și dezintoxicare îți vor aduce cele mai mari beneficii. A doua jumătate lunii va fi de succes pentru cei care doresc să renunțe la obiceiurile proaste. Banii În sfera profesională a scorpionilor totul este calm, conform planului și fără surprize speciale. Trebuie să te menții pe un ritm de lucru și să nu te relaxezi nici măcar un minut participă mai mult la viața echipei și ajută angajații mai puțin experimentați. Rămâi vigilentă și acționează întotdeauna prima. Dacă cineva se hotărăște să te răstoarne ca lider, îi va fi foarte ușor, pentru că în septembrie vei fi cât se poate de distrată. Cei care caută un loc de muncă vor avea o șansă să obțină un loc bun. Trebuie să fii mai activ în direcția aleasă. Muncește din greu după 20 septembrie. Sunt condiții favorabile care îi așteaptă pe indivizii creativi. Va veni o ofertă foarte promițătoare, care ți se poate părea foarte riscantă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?